Fost bine. Ești pregătit pentru noul an? Da, sunt pregătit. Gabi, ai venit să-ți iei bagajele, să pleci la București? Da, am venit să ia tot de la apartament, să merg la București. Ești trist că pleci de la universitate? Da, un pic e trist că pleacă de la universitate, dar sunt și un pic contente că merg la un echipă așa foarte mare din România. Pleci puțin supărat, așa, după ce s-a întâmplat în fața universității? Da, sunt un pic supărat și cu mine că a făcut un gest, nu a fost un gest care trebuie să fac, dar asta e. Totuși mergi la o echipă unde presiunea este de 10 ori mai mare decât aici. Da, știu, asta îmi place presiune, îmi place să fie acolo, să fie foarte presiune, așa e viața de jucător și mi-e place foarte mult că ai presiune acolo și vreau să facă tot să înțeleg presiunea chiar care face Becali acolo. Cum te aștept să fie la Steaua? Ce obiective ți-ai propus? Ce planuri ai? Până acum nu am făcut niciun plan. Vreau să merg acolo să vede cum e jucător, Steaua, și după mă gândesc ce trebuie să fac acolo de bine, să merge totul bine cu mine și cu echipa. De Gigi îți place? Da. Chiar dacă așa vă mai ceartă jucătorii după meciuri? Asta e patronul din România. Cred că doar 2-3-4 patroni nu fac asta, dar asta se întâmplă, n-ai ce să fac. Crezi că vei mai reveni la Universitatea după ce să se termină? Da, tot e posibil. Și crezi că vei fi primit bine de fani? Da, cred că da. Avem o istorie deja de 2 ani jumate în Liga 2, în prima ligă, a făcut tot cu fanii universitați și cred că nu va fi problema după dacă mi-ai întors la universitate. Dar știi că Steaua e una dintre rivalele de moarte ale lor, adică ei sunt înfrățiți cu Dinamo, nu plăsă, nu știi. Da, știu asta, dar cred cum a făcut domnul Walter tot, cred că nu va fi un problemă. Concurența destul de mare la Steaua, ca mulți atacanți. Da, e mulți atacanți, dar eu trebuie să merg acolo și fac treaba mea și încerc să fiu titular acolo. Joga Bonito va fi la Steaua? Da, sper că da. Crezi că te-a putea impune ca titular acolo? Nu, la început nu cred, știu deja că va fi greu să fii titular așa de la început, dar încerc vreau să câștig spațiu acolo la Steaua. Da, Steaua e echipa cea mai mare din România. Vor ajuta și Geraldo și Tatu să te integrezi acolo? Da, sper că da. Încă n-am vorbit cu nimeni acolo, dar sper că da. Vrei să joci și în Europa League, mă gândesc, Steaua? Da. Cum vei convinge pe Iliestan să te treacă pe foaia de joc? Da, vreau să facă tot să mă bag în Europa League, dar da, dacă nu se întâmplă, nu va fi un problemă mare, pentru că știu deja că celălalt jucător care sunt acolo că a câștigat această calificare și nu va fi un problemă mare dacă eu nu joc Europa League. Pârbulescu de la Gas Metal Media și el la Steaua, știi? Da, știu. Foarte, foarte bine. Jucător bun. Mai vreau să te întreb dacă crezi că șansele Stelei la titlu sunt bune. Da, tot e posibil. Doar 8 puncte de primul loc și cred că are mare șansă să fie campion. Doar trebuie să se gândești să fiecare meci se câștigă și poți să fii campion fără probleme. Ți pupni și universității pentru returul acesta? Sau acum ești la Steaua, universitatea contează mai puțin? Nu. Pentru mine și contează Universitatea Cluj, pentru că sunt jucător acum de la Steaua, dar am un contract și cu la Universitatea Cluj și vreau Steaua și Universitatea Cluj cât mai sunt în clasament. Tu ți-ai dori să rămâi la Steaua după ce se termină perioada de împrumut? Da, vreau să fac totul bine acolo și după să rămân acolo, că e o echipă care după un trampolin pentru o echipă mai mare din Europa. Te gândești că ar putea fi și o rampă de lansare pentru tine eventual să te vadă mari cluburi din Europa, pentru că Steaua de obicei e monitorizată? Da. De asta merg acolo, să joacă bine, să fac treabă și după să vină o altă echipă mai mare din Europa și după să mi-o cumpăr. Te-ai antrenat? Te-ai antrenat în acest timp? M-am antrenat da? Pe plajă, jucat pe plajă mult. Unde ai fost? Pe ce plajă? Am fost acolo aproape de mine, una Florianopolis, una isla foarte, foarte frumoasă. Nu știu dacă ai auzit, dar asta e foarte posibil să joace în Europa chiar la Cluj, pe Cluj Arena. Cum ar fi asta? Ar fi special, dacă joacă pe Cluj Arena.